Un ofițer din școala militară de subofițeri de jandarmi Fălticeni va participa începând cu această lună la o misiune de instruire a forțelor de ordine publică din Afganistan. Este vorba despre locotenentul Adrian Dăscălescu, în vârstă de 28 de ani, comandant de subunitate în cadrul batalionului 2 elevi jandarmi. Acesta se va deplasa sâmbătă în Afganistan pentru o perioadă de 6 luni. Ceremonialul apelului solemn s-a desfășurat miercuri la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române în prezența ministrului Administrației și Internelor Mircea Dușa, a șefului Departamentului Ordine și Siguranță Publică din cadrul Ministerului și a conducerii Jandarmeriei Române. Dragi jandarmi, stimați invitați, stimați membri ai familiilor, sunt emoționat pentru că nu este ușor pentru un ministru să-și pună semnătura pe un ordin prin care 45 de feciori brave nației române sunt trimiși într-un loc periculos, probabil într-un loc foarte periculos, unul din cele mai periculoase locuri de pe planetă. Veți pleca pentru 6 luni de zile, veți fi departe de familie, veți fi departe de colegi, veți fi într-o zonă periculoasă, dar cred că pregătirea pe care dumneavoastră ați dobândit-o în instituțiile Ministerului Apărării, în instituțiile Ministerului Administrației și Internelor, la Jandarmeria Române, vă permite să vă îndepliniți cu cinste această misiune.